Mulțumim Domnului care este bun cu noi și bun va rămâne pentru eternitate, slăvit să-i fie numele. Dorim să privim în Sfânta Carte la încă o lecție din tematica asemănările împărăției lui Dumnezeu. De data aceasta, împărăția viitoare ne este asemănată cu o răsplătire pentru activitatea efectuată. Pe pământ oamenii sunt remunerați pentru munca lor prin salarii, în sfârșit prin pensii, premii sau alte favoruri. În împărăția lui Dumnezeu, oamenii vor fi răsplătiți pentru tot ce au făcut și se vor bucura mai mult decât pentru o pensionare sau pentru un concediu undeva unde își investesc efortul muncilor. În împărăția lui Dumnezeu, în care fericirea și bucuria vor fi depline, va fi instaurată prin lucrarea lui Dumnezeu. Toate sunt gata, am învățat în lecția anterioară când am vorbit despre nuntă. Dar repartițiile pentru pozițiile eterne, pentru slujbele și locurile rânduite în cer sunt direct proporționale cu activitățile noastre de aici, cu ceea ce am făcut noi aici în adunare, în viața aceasta, în lucrarea Domnului. Avem de face cu un Dumnezeu care lucrează și El vrea ca familia Lui să fie implicată în această lucrare. Noi ca și familii, dacă, de exemplu, am avea o gospodărie, nu ne-am bucura ca să lucreze doar tata sau numai mama, să lucreze doar părinții, copiii să nu lucreze, ar fi scutiți doar bolnavi, dar este normal într-o familie toată lumea să pună mâna și să facă ceva potrivit cu puterea și nevoile existente. Spunea Domnul Hristos, citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, vorbind despre Tatăl și despre El, Tatăl meu lucrează până acum, versetul 17, și eu de asemenea lucrez. Tot în Ioan, în capitolul 17, citim că la sfârșitul activității desfășurate pe pământ, în versetul 4, Domnul a spus Tatălui: Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Cuvinte ce va trebui și frumos va fi să fie așa, să le putem spune fiecare dintre noi în final. Doamne, asta mi-a fost lucrarea, am terminat. Așa spunea și Apostolul Pavel, 2 Timotei, capitolul 4, mi-am sfârșit alergarea. Se achitase de tot ceea ce Dumnezeu îi dăduse în grijă, de tot ceea ce a fost rânduit să lucreze. Și să nu creadă cineva că doar Domnul Hristos, doar Pavel și alții sunt implicați și sunt datori să lucreze. Citim din Efeseni, capitolul 4, mai multe versete, unde chiar de la început vreau să vă arăt că toți suntem chemați să fim activi, să lucrăm. Efeseni 4, citim de la versetul 11, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Dar nu doar aceștia sunt chemați să lucreze, aceștia sunt chemați să formeze, să echipeze pe toată adunarea pentru lucrare. Citesc în continuare. De ce au fost dați aceștia? Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire. Ori un sfânt desăvârșit va fi destoinic pentru orice lucrare bună. Spunea Pavel în 2 Timotei, capitolul 3. Scrie și în continuare, până vom ajunge toți la statura plinătății lui Hristos, și aceasta se face prin lucrare și pentru lucrare, versetul 16, din el tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți. Și oricine face parte din trupul lui Hristos are o lucrare, după cum nici în organism, nici o celulă nu este statică și este angrenată într-un proces al metabolismului, într-o direcție sau alta, într-un domeniu, într-un sistem al ființei umane sau altul. Și toate acestea, în lucrarea fiecarei părți, în măsura după capacitatea dată, se zidesc în dragoste.
Tot în privința aceasta, adaug câteva versete din Coloseni, capitolul 1, unde Pavel, ca unul care a fost responsabil, el s-a numit pe sine meșter, zidar, înțelept. A fost unul din mari meșteri ai lui Dumnezeu. Spune în Coloseni, capitolul 1, citesc de la versetul 24, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întrejesc cuvântul lui Dumnezeu. El a avut chemare, printre altele, să scrie o parte din Scriptură. Și apoi iată ce nota el de la versetul 28, pe el, pe Domnul, îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Deci fiecare trebuia echipat. Și odată echipat și maturizat, poate să lucreze. Copiii mici nu sunt chemați să lucreze. Dar pe măsură ce cresc, trebuie să fie apți, responsabili și să se califice pentru o lucrare. Și încheia aici cele scrise despre el și versetul 29, iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Vreau să spun mai accentuat vorba apostolului Pavel către Timotei cu privire la anumite lucruri că trebuie spuse apăsat. Asta scria el de altfel și lui Tit cu cuvinte asemănătoare. Vreau să arăt că pildele spuse Domnul Hristos și alte referințe biblice afirmă cu claritate că mântuirea noastră, moștenirea împărăției lui Dumnezeu este condiționată de lucrarea ce o facem. Dacă cineva vrea să simplifice, va simplifica până la zero și să spună, noi suntem mântuiți prin har, prin credință, dacă credem vom fi mântuiți, n-am nevoie de mare răsplată, sunt mulțumit, cum spun unii, și numai după prag, pe prag, numai vorba cuiva, depinde încotro se închide ușa, că dacă se închide către în afară, cei care sunt pe prag rămân pe din afară. Dar vreau să vă arăt din Cartea Sfântă că cine nu lucrează, cine nu are o activitate în trupul lui Hristos, în adunarea sfântă, nu poate să fie mântuit, nu are drept la moștenire. Domnul Hristos spunea, citesc din Matei capitolul 25, de la versetul 34, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Dacă a fost pregătită în temerea lumii, de ce mai suntem datori noi să facem ceva? În continuare scrie despre unii care au dat mâncare la flămânzi, apă la cei însetați, au primit pe cei străini, asta înseamnă activitate, au îmbrăcat pe cei goi, au cercetat pe cei bolnavi sau pe cei închiși. Urmează o altă categorie de oameni respinși și trimiși în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui. Și aici nu sunt acuzați în prim plan de fapte rele, sunt acuzați de inactivitate. Și ei se scuză spunând că n-au observat situațiile în care puteau să îmbrace un om, să dea apă la un altul, să viziteze pe un altul. Cum să n-aibă când, că doar Domnul Hristos a spus că totdeauna vor fi săraci. Cum să nu poată vizita un bolnav? Că întotdeauna sunt, parcă sunt înregistrați la rând, când iese unul să intre altul. N-a fost niciodată spitalul gol. Pentru că cel puțin asemenea activități poate, adică are ocazia oricine să întreprindă. Dar mai mult decât aceste activități de binefacere, citim din 1 Corinteni, capitolul 3, noi putem să fim implicați în lucrări spirituale în casa Domnului și în seara aceasta nu voi face referire, nu voi enumera vreo listă de slujiri, dar putem să ne gândim la tot ceea ce putem să vorbim despre Domnul, la adunare sau în afara orarului de adunare, la
tot ceea ce ține de post, de rugăciune, de diferite daruri ale Duhului. Spunea Pavel 1 Corinteni 3, citesc de la versetul 10, după harul Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare se ia bine seama cum clădește deasupra. Și iată că unii zidesc lucruri de valoare, aur, argint, pietre scumpe, fân, demn, trestie, alții. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Versetul 14. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, îl va primi o răsplată. Acesta e principiul divin. Dacă lucrarea lui va fi arsă, aici vă rog rețineți, nu vorbește despre unii care n-au lucrat, și despre unii care au lucrat, dar n-au rezultat. Probabil lucrarea lor nu a fost una bună. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplată. Va fi mântuit, să spunem așa, cu mâinile goale. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Adică este în mare pericol și mântuirea lui. Dacă lucrarea s-a spulberat, s-ar putea să fi fost el de vină. Și atunci rămâne un mare semn de întrebare cu privire la mântuirea acelei persoane. Vreau, ca și în celelalte lecții, să vă prezint mai întâi câteva imagini ale activităților sfinte și răsplătirilor. Și ne vom opri la 4 pilde din Evanghelie. Mai întâi, Matei 20, pilda lucrătorilor viei. Deci iată cât de importantă este lucrarea, încât Domnul a rezervat acestui aspect numai puțin de 4 pilde. Matei 20. Fiindcă împărăția celor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorul la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis în vie. Și a ieșit, apoi la ceasul al treilea, a trimis pe alții la ceasul al șaselea, al nouălea, a ieșit chiar și la ceasul al 11, scrie în versetul 6, și le-a spus unora, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Oare această întrebare poate fi adresată în mod acuzativ și unora dintre noi? De ce stați fără lucru? Trecuseră orele, mai era doar puțin. Această pildă arată că există chemare pentru toți. Există chemări timpurii, dar pentru unii există și chemări târzii. Pentru unii care abia pot să mai lucreze un ceas, adică foarte puțin în raport cu cât au lucrat alții. Cum să nu spună cineva, nu contează frate, lucrăm un ceas la urmă și ne plătește ca pe toți ceilalți. Vom vedea noi din celelalte pilde că Scriptura se completează și cu leul acesta nu înseamnă că în rai toți vor avea aceeași poziție. Spune Scriptura că vor diferi ca stele în strălucirea lor. Din această pildă vreau să înțelegem doar atât de data aceasta. Există chemări pentru toți, mai degrabă sau mai târziu. Oameni care s-au pocăit la 40-50 de ani, aparent nu mai pot să facă o lucrare ca și cei care s-au dăruit Domnului de la 15 ani. Da, m-au un timp mult mai redus. Îmi spunea cineva când a dat un raport de misiune, a zis că în urma lucrării efectuate s-au pocăit 2 oameni și jumătate. Și cineva a întrebat, s-a pocăit 2 oameni mari și un copil? Au zis, nu. S-au pocăit 2 copii care m-au o viață întreagă și unul care mare de 3 jumătate, pe la 40 și ceva de ani. Așadar, dacă sunteți unii care încă nu v-ați auzit chemarea, fie ceasul acesta al 11-lea măcar, cum se spune și vorba între oameni, în ceasul al 11-lea, adică în ultimă instanță, ultimă chemare, să înțelegeți ce v-a dat Dumnezeu, la ce vă cheamă să lucrați în via sa. Trecem la o altă pildă, Matei capitolul 21, pilda vierilor. Citim de la versetul 33. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie.
Am preșmit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a sedit un turn, apoi a dat-o în orvier și a plecat în altă țară. Este ceva ce se întâmpla în mod fizic în Israel, unii arendau viile, dar Domnul a spus aceasta pentru ei și acum e valabil pentru noi. Noi suntem aici, în via sa, el este dus, locuiește în altă țară, în ceruri. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vier ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, pe altul l-au ucis cu pietre. A trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar l-au omorât și asta s-a întâmplat cu Domnul Hristos. Acum ascultați ca să vedeți că pilda nu ține de trecut, ține de prezent, de epoca bisericii. Spune Scriptura aici, versetul 41, pe ticăloșii aceia ticăloșii va pierde, și a terminat Domnul cu preoți, cu toți ceilalți din vremea aceea, sistemul vechi testamental, și via o va da altor vieri, care îi vor da rodurile la vremea lor. Și aceștia suntem noi. Întreba Petru, Doamne, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul zice, cine este robul acela pe care l-a stăpus stăpânul peste ceata slujilor sale să le dea hrana la vreme potrivit? Și este scris acolo, fericit de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Că sunt unele pilde care evidențiază faptul că atunci când vine Domnul trebuie să fim gata. Și prin asta ne imaginăm cu rucsacul în spate, stând la ușă cu toiagul în mână ca evrei gata de plecare din Egipt. Da, trebuie să fim gata în sensul rezolvării tuturor problemelor. Dar alte pilde evidențiază că pe noi Domnul trebuie să ne găsească în lucrare. Nu doar așa la câmp sau la moară, dat fiind activitățile pământești, ci implicați, pasionați, atrași de lucrarea sfântă, să ne găsească în activitate. Ce frumos ar fi, de exemplu, din adunare, când cântăm o cântare plin de bucurie, să trecem, să auzim cor de îngeri și să continuăm să cântăm. Și ce trist ar fi să-l găsească pe unul dus pe gânduri, dus cu totul. Și aici nu cânta, acolo nu-l duce să cânte, aici să nu fie venit la adunare, acolo să nu-l ducă la adunarea din cer. În această pildă a vierilor, observăm niște lucrători care nu-și iubesc nici stăpânul, nici lucrarea. Acei întâi vieri n-au iubit proprietarul ei, n-au iubit nici pe fiul lui. Se pare că aveau doar un interes propriu, dar au fost scoși din acea moștenire pe care și-au pretins-o. De aceea spune Apostolul Petru 1, Petru capitolul 5, să nu fim ca unii care suntem stăpâni pe turmă sau pe via Domnului, via și turma este a Lui. Noi suntem puși să muncim în arendă și pentru ceea ce facem, ni se va răsplăti. Dar pentru aceasta este foarte important să ne iubim stăpânul și să înțelegem cum trebuie să tratăm această lucrare sfântă. Aici aș adăuga cuvintele Apostolului Pavel din 2 Timotei, capitolul 4, care îi spune, hai și capitolul 2 mai întâi, 2 Timotei 2, care îi spune lui Timotei, doi cu trei, suferă împreună cu mine. Versetul 6, unde vorbește mai concret despre lucrare, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelegi ce spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Capitolul 4 este mai insistent, mai concret. Te rog fierbinte, ce rugăminte avea cu limbă de moarte? Versetul 2, propovădește cuvântul, stărește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Versetul 5, fii trează în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucru, unui evanghelist, pentru că asta era necesar atunci, și împlinește-ți bine slujba. Astfel de cuvinte, împlinește-ți bine slujba, au fost adresate de Apostolul Pavel și în alte ocazii. De exemplu, citim în epistola sa, în capitolul
4 cu 17, epistola către Coloseni, unde apostolul scria: și spune lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Scriind aceste cuvinte, apostolul Pavel, îndemnând pe Timotei, a scris și despre sine acolo în continuare, căci eu sunt gata, mi-am isprăvit lucrarea, mi-am împlinit bine slujba, și zice în versetul 8, de acum mă așteaptă cununa pe care mi-a dat Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. De ce n-au primit bine pe fiul lui, pe fiul proprietarului acei vieri? Nu l-au iubit. Pentru că e foarte important să iubești ceea ce Domnul te-a pus să faci, de fapt, să iubești nu lucrarea, să iubești pe Domnul și să-ți dai seama de scopul și de necesitatea ei. Doamne, ajută-ne! Trece în altă pildă, Matei 25, pilda talanților. Pildă din care putem să învățăm că nouă ne-a fost împărțită avuția lui Dumnezeu. Noi nu rulăm cu banii noștri, nu-s capacitățile noastre, e averea lui Dumnezeu în proprietatea noastră, după puterea fiecăruia pe care tot Dumnezeu a rânduit-o. Matei 25, versetul 14. Atunci împărăția celor se mai aseamănă cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Așa este împărăția lui Dumnezeu. Domnul, înainte de a pleca în altă țară, a dat ucenicilor avuția, ne-a dat tuturor pe rând și când începe împărăția, vom vedea ce se va întâmpla. Unul a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1, fiecare după puterea lui, și a plecat. Cel cu 5 și cel cu 2 a fost foarte activ și scrie apoi de la versetul 19, după multă vreme, și vremea aceea se apropie, pentru că a trecut multă vreme, stăpânul robilor celor s-a întors și l-a cerut socoteală. Împărăția lui Dumnezeu începe cu această socoteală. Începe cu o nuntă, e frumos, dar începe și cu o socoteală. Cel ce primise 5 talanți a venit și a dus cei 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul și-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Asta înseamnă răsplătirea. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Altul a primit mai puțin, nici jumătate din cât primise acesta, numai doi. Cel ce primise 2 talanți a venit și a zis și el: Doamne, mi-a încredințat 2 talanți. N-a comentat că n-a avut și el 5, a lucrat cu cei 2. Iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios. Aceeași apreciere, pentru că fiecare se cere numai potrivit cu ceea ce i s-a dat. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ, ia-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a zis, atenție: rob viclean și leneș. Deci cine nu lucrează nu-i numai leneș, e și pervers. Ai știut, și asta e problema, a știut, dar s-a făcut că nu știe. A avut, dar n-a folosit. Și scrie în final, versetul 29, celui ce are îi se va da, cazul celor cu 5 care a primit, și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are, iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dar nu-l învinuie că a fost păcătos, doar că a fost leneș și viclean. Viclean în sensul că își scuză comportamentul. Ca și cum el n-ar fi putut, el n-a lucrat de teamă. Nu există scuze. Eu am văzut toți oamenii care nu se țin de pocăință, se scuză. Și găsesc un țap ispășitor. Ei nu-s pocăiți că i-a luat prea tare un slujitor, că a fost tata prea aspru, sau altul nu-i pocăit că a fost tata prea blând și mama prea
indulgentă? Cine nu lucrează, de regulă are și el scuze. Eu nu pot să cânt că dirijorul pe mine nu m-a apreciat, altul spune, frații pe mine nu m-au promovat, fiecare are scuze. Asta față de noi, nu când o să se întâlnească cu stăpânul. El o să le descopere viclenia, o să le dea pe fațele nevirea și va urma această soartă tristă. Iată ultima pildă, cea a polilor, Luca 19. Citesc de la versetul 11. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă. Și în acest verset ne este scris de ce a spus Domnul pilda aceasta. Pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Nu-și mai puneau problema că trebuie să lucreze. Dacă începe împărăția, oricum toate se demolează, de ce să mai lucrăm noi? Și Domnul le spune pilda aceasta ca să le arate că din acel moment și până când urma să se instaureze împărăția, e vreme de lucru. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat pe 10 din robii săi și le-a dat 10 poli. Și le-a zis, puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Aici fiecare a primit câte un pol, pentru că fiecare pildă evidențiază alte aspecte. Altfel s-ar contrazice cu cea din Matei, despre care am citit că unul a primit 5, 2 și respectiv 1. Aici fiecare a primit la fel. Puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Și unul a muncit, a fost activ, un altul de asemenea și au primit 10 cetăți, 5 cetăți, fiecăruia, cel ce a câștigat 10 poli a primit 10 cetăți, vedeți? O distribuire direct proporțională cu munca efectuată. Cel ce a câștigat 5 a primit 5, nu îl mustră pentru aceasta, din potrivă îl răsplătește. Dar vine cel cu un singur pol. Probabil de aici putem înțelege că și cei care n-au așa multe daruri sau nu văd ei că au, că dacă ar vedea, li s-ar mai da. Ei sunt mai tentați să se scuze și să fie inactivi. Versetul 22. Stăpâne a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Cine nu lucrează e rău, că a spus Domnul, cine nu strânge cu mine risipește. Nu se poate când este incendiu, tu să stai. Îți spui că n-ai găsit cu ce să duci apă. Nu se poate când cineva se neacă și tu ești pe malul apei, să nu faci ceva. Cel puțin să strângi dacă nu știi să înnoți. Să dai o mână la altul care are nevoie de ajutor. Pentru că lucrarea Domnului este atât de imperativă. Exemplele pot să fie multe. Este mai imperativă decât un incendiu sau decât un înnec. E vorba de sufletele oamenilor. Și cine nu face ceva pentru mântuirea altora, n-are de cum să fie decât rău. Puțin spus leneș. Condamnarea este la fel de gravă, scrie aici. Citesc de la versetul 27, cât despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Aceștia cred că sunt oamenii care nu vor să știe de Dumnezeu și de împărăția Lui. Și soarta lor va fi împreună cu acelor din biserică ce sunt inactivi. Unii se împotrivesc fățiși, mă refer la cei de afară, și nu-L vor pe Domnul ca împărat. Unii îl declară ca împărat, dar nu fac nimic pentru împărăția aceasta. Bancă din potrivă, cred că mai degrabă fac alte lucrări împotriva lucrării lui Dumnezeu, pierzând vremea cel puțin cu lumea aceasta. Să știți că ucenicii n-au înțeles pilda aceasta până după învierea Domnului. Domnul le-a spus o pildă ca să le arate că împărăția nu se va arăta îndată. Și știți ce au zis ei după înviere? Fapte capitolul 1. Doamne, acum ai de gând să așezi împărăția. N-au priceput pilda. Că au fost și alte lucruri pe care ei le-au priceput numai după înviere. După ce a venit Duhul Sfânt să-i lumineze. Și Domnul le spune acolo că
mai întâi așteaptă o lucrare și apoi intrarea glorioasă în împărăție. Voi înveți fi martori. Întâi mergi până la marginea pământului și apoi intrăm în cetate. Noi nu suntem trimiși neapărat până la marginea pământului, dar în casa noastră, în jurul nostru, acolo unde ne este dat, putem să facem ceva, să fim o lumină și să vorbim despre Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Cineva a avut odată o vedenie, se făcea că în adunare fiecare avea un scaun. Pe unul scria primire de oaspeți, la altul scria rugăciune, la altul prorocie, cântare. Și unii erau nemulțumiți. Cel cu primirea de oaspeți, de exemplu, zicea, da, poate sora, că pe ele cade mai multă sarcină în privința aceasta, de tot la mine să vină, frate. Cel cu prorocia, tot la mine să vină. Cel cu cântare, eu de fiecare dată trebuie să fiu la repetiții și se slujesc și alții vin și stau în sală, ba și mai comentează că n-am cântat bine, că am fost răgușit. Și s-a dat în vedenie să vadă că unii săreau de pe scaunele lor și erau nemulțumiți, ar vrut să șadă pe alte scaune. Și era o voce care spunea mereu, rămâi pe scaunul tău, scaunul de aici ți este scaunul de sus, altul n-ai, în picioare nu sunt locuri. Și atunci fiecare din cei conștienți n-aveau decât să-și ocupe din nou scaunul lor, care le era dat, ceea ce însemna să-și facă lucrarea mai departe. E drept că făcând lucrare ne alegem cu anumite probleme, trebuie să investim din timpul nostru, rămân poate lucrurile noastre în urmă, nicio problemă, ceea ce câștigăm este mult mai important. Uneori sunt mai liberi cei care nu fac nicio treabă. Îmi spunea un tânăr, frate, că nu sunt implicat, nici ispite n-am așa mare. Cum încerc să fac ceva, cum sunt ispitit. Da, bine spunea cineva, dacă vrei să te convingi că este diavolul sau nu, încearcă să faci ceva pentru Dumnezeu, sigur dai de el. Nu se întâlnește cu diavolul numai cine merge în aceeași direcție cu el. Nu se întâlnește în sensul opoziției, de a întâmpina rezistență din partea celui rău. De exemplu, și într-o livadă. Ați văzut pomi care nu au roade, sunt cu crengile rupte? Se cațără cineva în ei? Poate copiii. Nu dă nimeni cu bâte după ei. Care are roade, mai cu seamă să fie lângă drum, e rupt, ca să nu mai spun că-s crengile aplecate. Pentru că asta înseamnă rodire. Care nu, e frumos. Numai că Dumnezeu nu ține pom din ăștia frumoși. Că are secure și îi taie. Nu neapărat trebuie să fie sălbatici, rețineți, nu neapărat trebuie să fii păcătos ca să nu fii mântuit. Poți să fii pom altoit, numai să n-aduci roadă. Să nu slujești pe Domnul. Asta spun nu pentru că cei ce nu slujesc nu fac și păcate, dar sunt unii care nu fac păcate vizibile, păcate mari ca cei din lume. Ei sunt pocăiți cu minți. Mai degrabă sunt adormiți, nu cu minți, letargici, care nu au pasiune pentru lucrarea Domnului. Cum spunea fratele Dionisie Giugici într-o poezie, e mai bine să fii mărul lângă drum, să fii bătut, decât să aprinzi cuptorul. Brad frumos, dar fructișorul nimeni nu l-a văzut. E mai bine lămioară, prin grădină, prin livadă, decât cineva să moară dintr-un plop înalt, să cadă. Și de ce să fii bastonul, lemnul care amenință? Vino azi și fii creionul, schimbă viața, schimbă stonul. Vino, lasă ale tale uscăciunile lumești, ștoiacul de migdale, sărbătoarea de rusale, te va face să înflorești. Căci în patria cerească, în mulțimea de noroade, Dumnezeu să strămute, să sădească, să-i primească numai pomii plini cu roade. Iar la urmă pleava spinii și mlădițele uscate, într-o margine a grădinii vor fi aruncați pe linii resturile lepădate. După ce am privit la aceste filde, vreau să observăm trei principii în lucrările și răsplătirile Domnului. Trei principii de care să ținem cont când ne gândim la lucrare și la răsplătirile ce sunt păstrate pentru cei activi în împărăția lui Dumnezeu. Activitățile și răsplătirile sunt direct proporționale. Citim Matei, capitolul 20.
De la versetul 20 ne este prezentată soția lui Zebedei cu cei doi fii, Ioan și Iacov, cu dorința, ca să nu-i spun pretenția, ca fiii ei să stea în împărăția care urma să vină la dreapta și la stânga, să fie rangul întâi. Și Domnul le spune că pentru asemenea poziții este un efort pe măsură. Versetul 22. Nu știți ce cereți? Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul care am să fiu botezat eu? Putem, mi-au zis ei. Și observăm aici că ceilalți s-au supărat, oare de ce? Dacă nu râvneau și ei pozițiile alea, cu ce i-a deranjat, nu? Vedeți, uneori, când e vorba de răsplătire, am dori. Fie că o spunem, fie că nu o spunem. Se spune că doi băieți, stând la o farfurie cu o bucată de prăjitură mai mare și una mai mică, unul s-a grăbit și a luat bucata cea mare și celălalt îi zice, ei, nu-i frumos, nu-i corect. Și la care zice, dar tu cum ai fi procedat? Zice, fi luat-o pe cea mică. Atunci fii liniștit că aceea ți-a rămas. Se pare că ar fi vrut și el pe cea mare, numai că n-are cunoscut-o. Ne-am dorit să avem o favoare în împărăția lui Dumnezeu. Cine nu și-ar dori de la un apartament cu o cameră să treacă la cu trei camere, nu? Sau de la curte comună să treacă la o curte mare și frumoasă, fie numai a lui. Dar numai că pentru acestea trebuie efort. Se spune că la o agenție Loto, cineva a fost citat să se prezinte, să preia o proprietate cu tot ce și-ar fi dorit, cu vilă, cu piscină, tot. Bucuros, cum nu se poate spune, și când se prezinte la ghișeu, se spune, ne pare rău, nu dumneavoastră sunteți câștigătorul, s-a încurcat ceva. Și el dintr-o dată s-a întristat, s-a lăsat norul pe soare, ce mi-aș fi dorit? Și îi spun, dacă chiar vă doriți atât de mult, să știți că mai există, dar costă 300.000 de dolari. Ei, nu așa. Ar fi vrut la loterie, în cer nu sunt locuri la loterie. Spus, Domnul, vreți poziție? Mă, să știți ce cereți. Să știți ce pahar, ce efort pentru acele poziții. Să ne gândim la Estera și la Mardoheu care au suferit, care au trudit, care s-au sacrificat pentru poporul iudeu, pentru un împărat. Și mai târziu, când au fost răsplătiți, când Esterii s-a oferit jumătate din împărăție și când Mardoheu a ieșit de la împărat portând o haină frumoasă, cu un inel în deget, ceea ce însemna că ștampila lui avea cea mai mare autoritate după împărat, și-ar fi dorit și alții, nu? Dar numai că numai Mardoheu nu se închinase și numai Estera postise, pentru că răsplătirile sunt direct proporționale cu activitățile efectuate. Nu se poate altfel. Ai dat mult, mult vei primi. Dar vă rog, rețineți, Dumnezeu răsplătește după ceea ce am dat noi în valori absolute, adică în procente. Nu că unul a dat mai mult ca a avut de unde. Dumnezeu notează cât la sută ai dat din ceea ce ai făcut tu. Spune în Matei capitolul 10 că Dumnezeu intră în amănunte, în răsplătire. Citim de la versetul 40. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine, cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Versetul 42. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Și eu cred pe Domnul Iisus. Cum? Și un pahar de apă? Da. Aici scrie de primire de oaspeți, de exemplu. De efortul surorilor. Intră, să știți, scrie în 1 Timotei 5 și creșterea copiilor, să fi dat ajutor la orice faptă bună și toate se plătesc. Totul că Dumnezeu nu uită asemenea lucrări și evidențele lui sunt foarte concrete. Spune în Evrei capitolul 6, citim de la versetul 10, căci Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă și să păstreze până la sfârșit
o deplină nădejde. În Apocalipsa 22:12 este scris că Domnul când vine, vine cu răsplătiri cu tot. Cineva din Austria a avut un vis referitor la un frate slujitor pe care l-am cunoscut. Se făcea că i s-a arătat în împărăția lui Dumnezeu un vis cu diferite poziții. Mai jos erau locații mai inferioare, cum ar fi o garsonieră, apartament cu camere, 2, 3, 4, confort sporit, apoi case, vile, în mod deosebit, erau niște castele așa ca pictate, proiectate așa în spațiu. Și fiecare se ducea la poziția care îi se cuvenea. Și la un moment dat, cine a avut visul sau descoperirea aceasta, a fost atrasă de un palat, a zis, extraordinar. Și-o să acesta a cui? Și i s-a spus, este al lui Matei Cornea de la Vicovul de Sus. Fratele Matei a plecat în câteva zile la Domnul când a fost visul acesta. Și auzindu-l, când m-am dus încă o dată în Bucovina, am întrebat pe cei din familie, ce a muncit, la ce firmă a muncit fratele Matei de așa palat și-a pregătit? E drept că i-a dat Domnul și o viață lungă, aproape 90 de ani, și spuneau cei din familie, omul acesta a fost neobosit atât pentru adunare cât și pentru a face fapte bune. A fost gata de sacrificii, 80 ceva de ani mergea cu bicicleta în misiune, ajuta pe orice necăjit, pe orice om și și-a adunat palat. Da? Îi spuneam recent unuia care are aici pe pământ o casă frumoasă, un frate bun. Dar i-am zis, tare bine trebuie să te porți, să ai și în rai rânduială din asta, cum zice românul. Să ai așa bună rânduială. Da, pentru că totul va fi direct proporțional. Dumnezeu nu uită în funcție de ce ai avut, în funcție de câtă slujire de toată această investiție. Așadar, dacă vă ispitește vreun gând că uite, eu fac și altul nu face, fii liniștit. Că răsplătirile nu-s la grămadă și pentru ce ai făcut tu, tu vei fi răsplătit. Un al doilea principiu. Angajamentele în lucrare trebuie respectate și trimiterile divine ascultate. Să ne ferim de insensibilități și de indiferențe. Să nu fim noi robii aceia care nu-și fac lucrarea sau nu-și o fac bine. Că poate nu le place, că sunt indiferenți, o fac așa angro, fără să pună suflet. Să știți că răsplătirile de 100% vor fi pentru cei ce fac orice lucrare ca pentru Domnul. Nu neapărat multă lucrare înseamnă multă răsplată. Pentru că Dumnezeu cuantifică nu doar cantitatea și nu doar calitatea, ci câtă inimă, câtă pasiune ai pus, cu ce dor, cu ce drag ai făcut lucrarea aceea. Expresia aceasta, ca pentru Domnul, sau ce am citit din Matei 25, unde este scris, mie mi le-ați făcut. Scrie în Maleahi despre unii care dădeau Domnului, așa, animale care aveau metecme trupești și zice acolo Domnul prin profet, dar nici la un om într-o poziție oarecare în societate nu te-ai putea prezenta cu așa ceva și înaintea Domnului te prezinți? E foarte important cu ce atitudine lucrăm. De ce cei din Matei 25 care au zis când te-am văzut noi gol și sărman? Noi nu știm când te-am văzut. De ce n-au observat? Au fost insensibili. Preotul și levitul nu vor avea răsplată pentru omul căzut în tâlhare. Nu au considerat că e cazul să-l ajute. Am fost martor la o scenă când a venit cineva și a cerut ceva la doi frați. Unul mai rece a zis, nu avem acum fonduri. Au schimbat subiectul. Celălalt l-am văzut numai că se frământă, se ridică de pe scaun, zice, trebuie să facem ceva. Și deja vorba aceea a intrat în priză și căuta... Ce să facă? Nu avea posibilități atunci, dar a căutat neapărat să facă ceva. Scrie în Filipeni 4 despre unii care voiau să facă, dar le lipsea prilejul.
Și în Galateni 6 scrie să faci cât ai prilejul, dar să faci ca pentru Domnul. Se spune că undeva într-o gară foarte mică din Regatul Unit, unul mătura, aranja, smulgea iarba și un călător ce aștepta să vină trenul zice, domnule, dar parcă ai fi în gara mare din Londra. Și omul foarte respectos răspunde scurt și continuă lucrarea, zice, nu-i gara mare din Londra, e aceeași societate de căi ferate. E tot lucrarea lui Dumnezeu, că e la oraș, că e la sat, că e cu 100, că e cu 10. Să o faci ca pentru Domnul. Asta face ca răsplata să fie întreagă. Altfel, să știi că cei din slabă deșartă se taie, cei din câștig mărșap de asemenea, ceea ce faci de silă nu se plătește cu 100%, a face cu bucurie ca pentru Domnul. Și pentru asta vă citesc Coloseni capitolul 3. Versetul 17. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, orice, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Versetul 23 și 24. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului. Se spune că o soră asistentă avea mari probleme cu un pacient foarte mofturos. Când ajungea în cabinetul lor, din nou suna să revină la patul lui, întoarce-mă, fă asta, asta. Și a zis ăsta, mă termină. Doamne, ce să fac? Că eu vreau pe fiecare să-l tratez ca și cum ai fi tu internat la noi în spital. Și a venit în minte să treacă versetul din Ioan 11, lângă sonerie. A venit învățătorul și te cheamă. Și zic, gata, dacă e Domnul internat, în care salonul mă prezint ca pentru Domnul. Cum vedeți ce verset trebuie trecut și unde? Poate dacă faci o treabă cu mașina, pune-l acolo pe bord, faci în atelier, de asemenea, faci acasă, poți să spui versete cât îți trebuie, ca să știi că totul se răsplătește, numai să fie ca pentru Domnul. Și un al treilea principiu, lucrarea Domnului cere lepădare de interese proprii și uneori dăruire până la sacrificiu. Spune Scriptura în Marcu capitolul 10, sunt cuvinte adresate de ucenici, întrebându-L pe Domnul, versetul 28, Petru a început să-i zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Să lași totul nu-i simplu. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, frat, suror sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în viacul acesta de 100 de ori mai mult case, frat, suror, mame, copii și holde împreună cu prigonirea în viacul viitor, viața veșnică. Luca capitolul 18 de la versetul 29. Sunt cuvintele aceleași rostite Domnul și notate de acest evanghelist. El nu notează de 100 de ori, așa ca să nu ne apucăm să contabilizăm. Deci în versetul 30 doar și să nu primească mult mai mult în viacul acesta de acum. Într-adevăr, lucrarea Domnului cere sacrificiu, dar și aici Dumnezeu răsplătește. Să nu mai vorbim de împărăția lui Dumnezeu, despre care vă citesc în Ioan capitolul 12, că acolo va fi marea răsplătire. 12 la versetul 25, cine își iubește viața o va pierde și cine își iubește viața nu slujește, nu se implică. Cine își iubește viața merge în concediu la mare, cine nu își iubește merge în concediu în misiune. Am dat un exemplu doar. Versetul 26, dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Și Pavel se dă ca exemplu pe sine în 1 Corinteni, capitolul 9, ca unul care
Era dator să vestească Evanghelia, dar cu gândul la răsplată a refuzat aici niște favoruri, a refuzat din avans ca să primească o plată mai mare, 9:17. Dacă fac lucrurile astea de bună voie, am o răsplată. E inima bună de care vorbeam. Și iată ce spune el în finalul 23. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Sunt răsplăți aici, spunea Domnul Luca 14, că unii invită pe alții la masă și sunt și ei invitați. Și sunt răsplătiți aici și Dumnezeu veghează ca să-ți fie recompensat. Dar uneori și păcătoșii sunt răsplătiți aici. Dar spunea Domnul, dacă aici n-a pus să fi răsplătit, ți se va răsplăti, Luca 14:14, la învierea celor neprihăniți, răsplăti. Așadar, nu uitați, activitățile și lucrările de răsplătire sunt direct proporționale. Dacă vrem o răsplată întreagă, trebuie să slujim cu toată inima. Și dacă vrem să ne implicăm, să știți că asta înseamnă lepădare de interese proprii, dar nu pierdem, și efortul uneori până la sacrificiu, dar se merită, că viața asta oricum se epuizează, plugul tot se erodează, fie prin brăzdare, fie prin ruginire. Încheiem notând că Domnul a împărțit cu noi efortul lucrării de mântuire, dar va împărți și răsplătirile eterne în împărăția sa. Să fim încredințați de aceasta. Domnul spunea ucenicilor, citesc din Luca 22, de la versetul 27, că El a venit aici să slujească și noi suntem chemați tot la slujire, și apoi și de la versetul 29, de aceea vă pregătesc împărăția după cum Tatăl meu mi-o pregătește mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea, să ședeți pe scaun de domnie, să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Deci, bucuria, satisfacția din cer va fi dată nu doar de ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit și de dragostea cu care ne-a iubit, ci și de împlinirea, mulțumirea și bucuria că e o împărăție pentru care am lucrat și noi. Vom sta la masă după ce am slujit. Vom fi robii aceia care vor fi răsplătiți pentru toate eforturile lor. Și în final, de asemenea, vreau să înțelegem că este important ca fiecare să-și înțeleagă chemarea și să lucreze cu credincioșie. Dacă nu ți-ai înțeles chemarea, riști să nu știi pe ce unealtă să pui mâna. Este riscul să nu știi care ți este orarul de muncă și ceea ce ai de făcut. Nu trebuie să faci ce nu te-a chemat Dumnezeu. Trebuie doar să-ți înțelegi locul, spune Apostolul Pavel 1 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 1. Iată cum trebuie să priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainilor lui Dumnezeu încolo, ce se cere de la ispravnici? Este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Nu te sili să iei unealtă altuia să lucrezi la gândul că am predicat ce mare răsplată vei avea. Nu. Tu să fii rob bun și credincios după cei 2, dacă nu după cei 5 talanți pe care i-ai primit. Să poți primi pacea și liniștea că aceasta ți este lucrarea, că o faci ca pentru Domnul cu toată credincioșia până când va suna clopoțelul și se termină orarul de muncă. Spune în a treia Ioan, ca ultimă referință, o scrisoare a unui părinte spiritual către un copil. Cred că fiecare vă doriți pentru dumneavoastră și chiar pentru copiii dumneavoastră nu doar să fie mântuiți, să fie implicați în lucrarea Domnului. Să nu vină degeaba la adunare și cu vremea poate să nu mai vină. Să știe ce au de făcut. Și atunci vom înțelege de ce se merită să depui efort într-o familie și să fii mămică. Atunci vei înțelege ce rost au zilele de post și timpul de rugăciune. Banii care îi dai, efortul tău, cuvintele frumoase care le spui. Aici în sală este un frate care este originar de aici din Arad.
s-a pocăit în Spania. Când s-a întors aici, s-au mirat toți cum de s-a pocăit. Soția lui, nimeni din neamul lor n-a fost pocăiți. Și ce m-a pătruns printre altele ieri când vorbeam cu el? Un tânăr de aici din Arad, fiind în Spania și el, l-a chemat de nu știu câte ori, până când de gura lui s-a dus odată la adunare. Și când s-a dus, a înțeles că îl cheamă Dumnezeu. Și plângea și nu se mai putea opri. Da, este o lucrare, să chem pe cineva, să faci ceva pentru cineva. Ai bucuria și aici pe pământ, cum spunea Domnul, primești frați și surori în schimb și alte și alte favori, dar primești în Împărăția Lui Dumnezeu o răsplată de plină. Iată ce scria Ioan către Gaiu, citesc din a treia Ioan, de la versetul 4. Eu n-am mai mare bucurie decât să spre copiii mei că umblă în adevăr. Și încă ceva. Prea iubitule, tu lucrezi. Au să fii în adevăr și să lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Eu mărturisesc pe dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrem de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numele Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni și să lucrăm împreună cu adevărul. Spor la treabă, până vine Domnul să vă cheme la răsplată. Amin.